Bună ziua, dragilor, așa cum v-am obișnuit, în fiecare zi vă voi arăta ceva din formele geometrice pe care trebuie să le studiați pentru admiterea la liceu de artă. Sunt George Alexandru, sunt artist plastic și astăzi vă voi arăta cum vom construi un cub. Da? Anume, vom începe cu linia ochiului. Da? Această linie este orizontală pe planșa voastră, da? Și se mai numește și linia de orizont. Ea urcă sau coboară în funcție de poziția noastră. Dacă noi ne ridicăm, automat și linia ochiului va urca, respectiv dacă vom coborâ, ea va veni după noi. În cazul nostru o vom face pe mijloc, da? Ca să vă pot oferi cele trei moduri de perspectivă și de a desena un cub. Există mai multe feluri de perspectivă. Există una la un punct de fugă, la două puncte de fugă și la trei puncte de fugă. Astăzi vă voi exemplifica perspectiva la două puncte de fugă, da? Și în episoadele următoare vă voi arăta și celelalte. Fiecare perspectivă are trei poziții: sub linia ochiului, pe linia ochiului și deasupra liniei ochiului. De fapt, asta nu este ordinea corectă. Ordinea ar fi sub linia ochiului, deasupra liniei ochiului și pe linia ochiului, ce este o combinație din poziția numărul 1, 2 și pe linia ochiului este poziția numărul 3. Bun. Vom pune punctele de fugă cât mai îndepărtat pe axa noastră și vom crea cubul sub linia ochiului, respectiv perspectiva bird eye, adică ochii de pasăre, atunci când vedem obiectul privit de sus. Și anume, voi face muchia obiectului aici pe centru, da? Și stabilesc înălțimea lui. De exemplu, poate fi atât, da? Mă duc cu aceste axe în punctele de fugă. Încercați să nu apropiați punctele de fugă foarte mult, pentru că atunci și axele se vor ascuți, da? Unghiul de aici se va ascuți, da? Bun, și aici la fel. Bun. În cazul unui cub, avem laturile egale, așadar va trebui să măsurăm pe axa noastră atât sus cât și jos și să stabilim partea laterală a acestuia, da? Bineînțeles că vom măsura, ia uitați-vă, sau cu creionul puteți măsura, da? Acest mod de construcție este valabil și în cazul unui cuboid. O să vă arăt, da? De exemplu, dacă alegeți partea mai mare aici, da? Cuboidul nu are laturile egale, da? Bun. Și ia uitați-vă ce vom face acum. Latura din stânga ne vom duce cu ea în punctul de fugă din dreapta și latura din dreapta ne vom duce cu ea în punctul de fugă din stânga. Bun, asta vom face și jos și bineînțeles vom face aici, ia uitați-vă, același lucru. Da? Și ia uitați-vă cum s-a creat și partea de jos a cubului nostru. Da? Încercați să desenați și liniile din spate, chiar dacă nu se văd, vă va ajuta pe viitor să vedeți obiectul cât mai clar și dacă
Pe planșa voastră vor apărea mai multe obiecte, cum ar fi o pară sau ceva. Vă va ajuta exact și vă va spune exact unde trebuie să așezați obiectul desenând și liniile din spate. Da? Poate veți face un vas. Ia uitați-vă, dacă vom începe de aici, vom ști exact că de aici va începe vasul nostru. Da? Desenăm prin spatele obiectului. Bun, asta este poziția numărul 1, respectiv perspectiva ochii de pasăre. Vedeți că vedem partea de sus a obiectului nostru, da? A cubului nostru. Ia uitați-o, aici este. Da? Bun, vă voi arăta și partea de perspectiva ormai, adică ochii de vierme, când obiectul nostru este deasupra liniei ochiului, da? Ia uitați, voi prelungi exact de aici. Asta poate fi oriunde, poate pot construi și aici, pot construi și aici, oriunde vreți voi pe planșă, dar vă voi exemplifica strict pe axa pe care am construit-o, da? Facem același lucru, stabilim grosimea acestui cub și ne ducem din nou în punctele de fugă. De data asta, liniile vor coborâ în punctele de fugă. Vedeți, nu mai urcă cum avem în prima variantă. Stabilim la fel grosimea acestea cu laturile egale măsurate, da? Le măsurăm pentru că asta este un cub, are laturile egale. Nu facem un cuboid. Dacă aveți un cuboid, prelungiți una dintre laturi, da? Și va ieși un cuboid. Bun. Și ne